Ce faceți? Che schettufe? Mai respirați? Am o întrebare pentru voi și dacă văd că interacționează lumea și lasă răspunsuri, dar cu bun simț, altfel vă blochez, o să mai urmeze o altă serie de întrebări legată de întrebarea asta. Deci prima dată începem cu asta. Am eu o curiozitate să văd ce răspunsuri dați. Eu părerea nu o să-mi o spun, pentru că nu vreau să influențez pe nimeni, dar vă adresez o întrebare și, pe urmă, dacă lumea interacționează într-un mod decent și lasă răspunsuri, o să revin cu alte întrebări care cumva se leagă de întrebarea asta. Ok? Nu. Întrebarea mea, logic și normal, e cu tentă creștin religioasă, adică e despre religie. Că, nu, vă place vouă mult despre... decât să vorbească despre chestia asta, și puțin vă place că de înfăptuit vorba aia, nu știu cui îi place. Dar să vă adresez întrebarea, ok? Vreau să-mi spuneți, dacă doriți, ce credeți voi de oamenii care suferă de sindromul Down? Stați că trece ambulanța, numai un pic. Da, a trecut ambulanța. Bun, reiau din nou întrebarea. Ce credeți că se întâmplă cu persoanele care suferă de sindromul Down, care nu știți ce înseamnă sindromul Down, vă rog frumos să căutați pe Google. Ce credeți că se întâmplă cu persoanele astea adulte dacă mor și o să fie judecate? Mă refer acum la viața de apoi. Adică murim și ce credeți? Ele o să fie judecate sau o să li se aloce direct locul în rai? Adică asta ar fi întrebarea mea. Credeți că o să fie judecate sau nu o să fie judecate? Adică o să aibă intrare liberă în rai sau trebuie să-i judece Dumnezeu? V-ați înțeles? Când îmi dați răspunsul, vă rog frumos să nu spuneți numai da sau nu. Adică nu-i judecă, să duc direct în rai sau da, îi judecă și după aia să duc în rai. Nu știu, cumva trebuie să argumentați răspunsul vostru. Dacă spuneți că nu, să explicați de ce credeți că nu. Dacă spuneți că da, la fel. Da, să argumentați. Deci, eu atâta vreau să știu. După ce o persoană cu sindromul Down, să presupunem că e adultă, da? După ce o persoană decedată, unde credeți că ajunge? Să duce direct în rai? Sau trece prima dată prin procesul ăla de judecare și pe urmă, de acolo să vedem, iadul sau raiul. Deci, ca să fie întrebarea mai simplă, credeți că merită oamenii cu sindromul Down care mor să ajungă în rai? Dacă nu, credeți atunci că trebuie să fie judecați, la fel cum o să fie foarte multă lume judecată? Bine, acum presupunem că există Dumnezeu, da? Deci eu las, cum ziceți voi, că există Dumnezeu și așa. Eu deschid o paranteză, știți că eu sunt atei, da? Dar vreau un pic așa să văd cum răspundeți voi, ce răspunsuri aveți. Ca să vă stimulez și în același timp mă stimulez un pic și pe mine. Adică creierul știe așa niște aspecte creștin religioase. Ok? Dar acum vorbim strict de persoanele cu dizabilitatea asta. Persoanele cu sindromul Down. Bine? Nu. Vă las, aștept răspunsul vostru. Vă rog frumos să fie... Acum, sper să nu vă răspunsuri cu... referință din Biblie unde zice că, adică unde scrie că să nu răspundeți nebunului după întrebările lui nebune, ca și cum întrebarea mea nu are sens, pentru că, ba, da, are sens. Deci întrebarea asta chiar nu e o întrebare nebună, are sens, nu? Trebuie să ne gândim și la alții. Că doar în Biblia așa scrie să-ți iubești aproape ca pe tine însuți, asta înseamnă că te gândești și la alții. Deci nu aveți cum să spuneți că întrebarea mea nebună, pentru că porunca cea mai importantă, adică a doua cea mai importantă, că prima, ci că să iubești pe Dumnezeu tău, mai mult decât orice, no, după aia e să-ți iubești aproapele, ca pe tine însuți. Asta, automat, ce faci să te gândești la el. Pentru că cum să-l iubești dacă nu te gândești? Deci, eliminați din prima, că întrebarea asta n-are relevanță pentru care. Cei cu sindromul Down, la fel ca și ceilalți, sunt apropiați noștri. Și atunci eu cumva mă gândesc, mă, oare când moare cineva cu sindromul Down, ce se întâmplă? Merge direct în rai? Sau dacă o să aibă loc judecata aia și chiar pe toți o să ne judece, o să fie judecat și ei? Sau o să fie cu excepție, o să-i trimite direct în rai, sau o să-i judece și dacă judecă, îți dai seama că automat îți supuși riscului să fie alungat în iad, nu? Nu știu, vă întreb și eu pe voi.
Ok, aștept să văd cum răspundeți și în funcție de răspunsurile voastre o să-mi dau seama dacă are rost să mai continui cu alte întrebări sau dacă mă opresc aici cu întrebările de genul ăsta. La revedere, la anul și la mulți ani!